în acest sezon. Se întâmpla de mult în tur când Bremen a pierdut cu 5-0 la Gladbach. O centrare în fața porții. Ce ocazie, Peterson. A lui Takashi Usami pentru Peterson. Ce ocazie a avut Peterson. Ce bun a fost pasa lui Usami. O fază simplă, o fază pe care Peterson n-avea voie să o rateze, dar când joci odată la 10 etape, oho, e de explicat. Oho, japonezul foarte prezent, o centrare acum pe 6 metri. E bine, n-a mai câștigat de 21 de meciuri. Hai să vedem cum se vor descurca ei. Rafinha convinge pentru Peterson. Usami primește, reușește un dribling. Un jucător de 23 de ani a dus la începutul sezonului de la Energie Cottbus. Acolo se remarcase, a avut mai multe oferte. A fost offside, erau pe linie. Nu, n-a fost offside, era chiar un pic în spate Peterson. Ce bine a dat Usami această pasă. A fost golgheter la Energie Cottbus în sezonul 2010-2011, Peterson, golgheterul Zweite. Usami din nou se descurcă foarte bine, e un mini Robben, care de unul singur a bătut-o pe Olympique Marseille în retur, în returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Takashi Usami, japonezul, trimite pe 6 metri, respinge viz. Mas Müller, no, nu iese nimic. Respins cu capul Iunuzovic. Da, n-a respins bine. Mă uitam cum Trinks, a furat mingea Nils Peterson. Deocamdată aproape că e o singură echipă pe teren. Iunuzovici, mijlocași dreapt. Bine, la mijloc aici schimbă oricând. Oricum, mijlocași și laterali. Returului, un retur dintre cele mai slabe din istoria lui Bremen. Da, dacă după tur era pe locul 5, chiar și acum la aproape 34 de ani. A Folter cu o pasă lungă aici. N-are în teren, eu știu, modul în care atacă balonul, modul în care face marcajul. A scos bine, însă acum să vedem. Trinks, da, convinge bună pentru Rosenberg. Așteaptă. Învăluie Schmitz, nu primește, se dă fault. Intervenția lui Usami. Mergea o pasă dintr-una, venise foarte bine la învăluire Schmitz. Rosenberg, când s-a pierdut momentul favorabil, a trebuit să întoarcă faza. Cred că sunt 5-6 runde de când nu și-a mai trecut numele pe lista marcatorilor. Scapă Bayern cu fața curată și iese pe contraatac Thomas Müller. Ia uite aici, Trinci! Pranici se duce în centru Usami. O minge pentru Usami, primul apare Luca Schmidt. A trecut o jumătate de oră. O centrare Peterson. Nu, Olić a fost cel care a încercat foarfeca, da, dar a faultat. 31 câte s-au jucat până acum, aproape jumătate. Campionat pe care îl pierde Bayern. Știt, pare că a ieșit și soarele și i-a mai moleșit. S-ar putea vis-a-vis de ce spuneai tu mai devreme. Dar hai să vedem faza asta. Pranici cu Rafinha. Centrarea nu e rea, lunecă însă Peterson. Trupa condusă din totdeauna de Tomáš. Are 12 ani la Werder. Cel mai vechi antrenor înfășteaptă Usami. Primește însă Schweinsteiger. Minge pentru Thomas Müller, Usami, acum Usami are culoare, ce bine trece, ce fault. A tot încercat să-l dărâme. L-a ținut, n-a putut. Trinks a fost. Nu, Hunt, ai avut dreptate. Da, Hunt e. Pranici acum pentru Schweinsteiger. Poate dezvolta, dar iată că nu iuțește atacul. Poate acum Usami pentru Olić. Olić! Cam un adversar a dat mingea. N-a reușit să treacă, deși a primit o ofertă de la Juventus. A dat un SMS și a spus că nu este interesat să plece
de la Miu, sau în fine nesimțit, vrei să spui? Nesimțit în sensul bun, pentru că până la urmă e în sensul bun dacă reușești să dai la spate Raul Morientes. Ah, nu mai juca Sucur, sau n-a jucat meciul ăla, nu mai știu. Așa arăta 11 lui Real condus de Jupp Heynckes. Un singur an a stat acolo. Hai să vedem acest atac cu Schweinsteiger, care are culoare de șut, dă o pasă, însă Afligi spunea că Bayern și Borussia ar fi trebuit să joace la aceeași oră, pentru că iată, nu e normal, cred că l-a și ciupit pe Rafinha. O minge aruncată în care o lovitură de cap. Gol! Și e gol! Naldo! După lovitura de cap a lui Pizarro, Naldo deschide scorul. Minutul 51. Marchează Bremen. Și de acum, spuneam mai devreme, în prima repriză statistică, va fi foarte greu pentru Bayern să mai întoarcă. Dă pe Heynckes, îngândurat. Luis Gustavo, Naldo singur acolo, fața porții. Pizarro a lovit. Da, el a dat cu capul. Centrare Iunușović, Pizarro nu lovește bine, mingea se transformă într-un assist pentru Naldo. Naldo, golgheterul lui Bremen în ultimele etape, a mai marcat și acasă la 2-2 cu Gladbach când au egalat în 10. Da, atunci a fost o lovitură liberă, tot o fază fixă, o minge aruncată în care și-a marcat cu capul Naldo. Ce să facă aici Neuer? Nu avea ce să mai facă. No, Naldo era singur, că ceilalți sunt statici, trebuie să paseze înapoi. Să vedem acum. Meciul e deschis. A fost ocazia lui Olić, imediat Usami, a egalat. Usami, un dribling. Pierde e timp. Blocat. A pierdut momentul favorabil. Thomas Müller de unul singur se descurcă. Urmează centrarea. Sunt trei oameni aici. Golul lui Naldo să ne deschidă meciul în acest moment. Pranić pasă la Usami. Pe Usami l-a trădat vârsta mai devreme, s-a blocat. Acum centrare, lovitură de cap peste poartă. Da. Nu e Petersen, e Schweinsteiger. Poate dacă era Petersen era gol. Are și... O să intre, uite ce spuneam, că în ultimele 20-30 minute intră și greii. Schweinsteiger recuperează această minge, margina lui 16. Dă drumul repede la pasă. Rafinha trimite în dreapta la Usami. Usami blocat însă de Luca Schmidt. Balonul sare bine la Florian Trinks este. N-are viteză rea Trinks. Vine Schmidt. Va urma centrarea pentru Pizarro. Cam tare, cam tare construiește Bayernul. Asta i-a lipsit și cu Mainzul etapa trecută. Usami greșește și interceptează Schmidt. O pasă bună pentru Thomas Müller. Müller! E intervenția lui Naldo corectă. Da, curat. Cross, da, uite, timp pe partea la Schweinsteiger. Uite, marcajul relativ larg făcut de cei de la Bremen. Sunt oameni între închizători și fundași. Între mijlocași centrale lui Bremen și fundași. Thomas Müller, cel care se pregătește să arunce de la margine. Au recuperat cei de la Bayern. Thomas Müller rămâne la minge. Ribery așteaptă, primește Usami. Rafinha. Din nou out. Înghesui jocul pe partea dreaptă. Acum Usami, șut, prinde vize. Oh, ce intervenție a avut, vize foarte bună. Interesnă la Rafinha. Usami lipit de tușe, primește. O minge lungă acum. Arnautović. Centrare. Și n-ajunge Rosenberg. Târziu a venit Rosenberg. Ba chiar cred că a fautat. Arbitrul a lăsat jocul să continue. Neuer degajează până la Gomez. Ribery din nou. Gomez. Ce bine a mers faza asta. Ribery pătrunde în careu. Și autogol lui Naldo. Incredibil. 1-1. Naldo, înger și demon. Da. Ce autogol își marchează Naldo, formidabil. Și dacă o lăsa era greu lui Thomas Müller sau cine era acolo. Cred că el a vrut să o trimită în corner. A vrut să pună lanțul să o trimită în corner. Uluitor. Râd fanii lui Bayern. Printre ei am văzut și un tricou verde. Iată că stau împreună. Ribery, așadar, trece de Stefanovic, aștepta Thomas Müller. Era mult mai greu lui Müller. Da, dar cred, mă pun în locul lui Müller, ar fi dat dintr-una pentru Gomez și lăsa pe zona centrală singur. Incredibil, o trimite în colțul porții Naldo.
Dar se vede după cum a pus piciorul, iată și pe Gomez, după cum a pus piciorul, că a vrut să o pe doi adversari, i-a furat mingea Rafinha. Toni Kroos, care atrage ca un magnet toate baloanele, de când a intrat, o pasă bună, Usami primește, întârzie un pic, se uită, trimite pentru Ribery, acolo e... Ribery, cât de jos a venit, îi pasează lui Rafinha. Ultimele 5 minute cu Usami. Încă se poate înscrie, încă se poate înscrie. Sunt două echipe ultra ofensive. Se vede că suntem pe final de meci, a intervenit și oboseala. A lipsa de luciditate. Thomas Müller. E liber, liberi. Mai mereu primește liber. Spune omul numărul 1 în această ultimă jumătate de oră a meciului pentru Bayern. Frumos, dribling-ul pe lângă Stefanović, Ribery intră în careu, o pasă și n-ajunge acolo să dea Usami. Ce frumoasă a fost această pasă! Cât de bine s-a descurcat Ribery, iată, pe metru pătrat a trecut de Stefanović acolo, centrarea un pic prea în față. Müller, pasează lui Rafinha, cere Ribery, primește Usami. Îi face un dribling japonezul, nu poate trece însă de-al doilea adversar. Da. Recuperează foarte bine Schweinsteiger, acum lui Gustavo cu o minge lungă. Usami pentru Ribery, frumos driblingul. Ribery rămâne la minge, pasă la Thomas Müller, care trimite în spate cross, shoot a la Toni Kroos, da. O prinde Timoșuc în fața lui, încearcă un penalti. Sunt convins, intră, întoarce mingea în careu, contento cu capul. E, și acum va fi contraatacul lui Bayern. Mai sunt 10 secunde, crezi echipe, că prelungește? Echipe rupte, uite-te și tu, nu există mijloc, nici la Bremen, nici la Bayern. Se ajunge foarte repede la poarta adversă. Thomas Müller a trimis în centru Toni Kroos, l-a văzut în stânga pe Ribery, Ribery. Un dribling, va încerca driblingul, da, șut, gol! Formidabil, minutul 91, marchează Bayern. Gol Ribery și Bayern salvează acest match. Cum incredibil a putut să piardă Werder? A jucat periculos finalul acesta, da, a avut meciul în mână. La victorie și s-a ales cu nimic. A avut meciul în mână Bremen. Da. Asta este. Și iată, Werder pierde după ce conduce, Bayern câștigă după ce e condusă. Bine, că Werder conduce, au pierde după ce conduce. La coș. Nu, Werder a mai pierdut de vreo 4 ori, 5 ori în acest sezon după ce a condus. Bayern a câștigat o singură dată când a fost condusă. Dar a avut șansă să spre cunoaștem în această partidă. Bremen putea închide meciul la 1-0 pentru ea. Acest gol nu face altceva decât dă miză întâlnirii de la 19:30 dintre Borussia Dortmund și Borussia Mönchengladbach. Așa este, dar uite ce înseamnă un jucător de valoare. Uite ce înseamnă jucători.